la ordinea de zi, vă anunț că mai sunt două proiecte hotărâri care vorbim în privă. Și să le citească domnul primar, dacă sunteți de acord să intre pe ordinea de zi. Deci, ce vădăși? Dacă nu e așa important. Un proiect de hotărâri privind cotizația anuale la patrimoniul Asociației Galul-Ulmus Montană. Și al doilea, proiect de hotărâri privind aderarea Comunei Balcan la Asociația Comunelor din România. Dacă sunteți de acord ca aceste două proiecte să intre pe ordinea de zi, da. Ședința de astăzi. Da. O precizare înainte de normalitate. Este doamna de la... Da, doamna... David, cum ai zis? Apiște Maria. Apiște Maria. Casă. Am înțeles că ați primit sub procesul verbal la ședința anterioară. Dacă sunt obiecțiuni la acest... procesul verbal. Probabil că nu s-a putut citi, pentru că eu fost din scurt. Învățăm mai târziu o leacă să mă explic. Eu nu le-am primit. Am dat la urmă. Deci la primul punct. Da, trebuie să lăsăm la urmă. Mai știu, pun la vot procesul pe urmă. Da, da. Deci, supunem la vot. Nu procesul pe urmă. Procesul verbal. Atunci începem ședința de citire la primul punct la ordine de zi. Consiliul Local al Comunei Balcan, județul Bacău, vă convoacă în ședința ordinară în ziua de 03.04.2017, ce va avea loc în sala de ședințe cu următoarea ordine de zi. 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local al Comunei și al listei de investiții pe anul 2017. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul modernizare drum sătesc strada parcului din satul frumoasă Comuna Balcani. Proiect de hotărâre privind revocarea HCL numărul 8 din 27.3.2017 privind instituirea unor restricții de circulație pe drumurile aflate în administrarea Consiliului Local Balcani și stabilirea tarifelor pentru efectuarea transporturilor rutiere cu depășirea masei totale admise autorizate. Plus astea două care așa și diverse. Da. La sunteți de acord. Primul, la sunteți de acord cu ordinea de zi. Cine este? Trecem la primul punct al ordinii de zi. Dacă cineva vrea să ia cuvântul, eu te duc cu acest punct. Domnul Barna. Mai vrea cineva între timp? Ca să trecem, că facem o listă, că s-ar putea să fie mai... Da, zice domnul Barna. Am început primul punct? Da. Și eu după vă, domnul Barna. Da, un pic, Barna, domnul Gânga. Da, bună ziua, în primul rând. Încep cu aceeași problemă care am pus-o și la ultimul buget care l-am văzut eu. Văd că total este 84 de milioane, de miliarde, 500 de milioane. Din care mai bine de 90%, vreo 95% se cheltuie pe secțiunea de funcționare. Corect? Domnul primar. Bă, e corect, dacă așa e proiect. Și pentru dezvoltare avem 4.900.000.000. Rest, până la... Da, adică 4, ceva la sută. 5%. 5%. 5% punem la rotund. Vi se pare normal? Și ați spus, doamna contabilă, o să vă explici despre ce vă la vii, doamna contabilă. În primul rând, ăsta e aspectul care vreau să-l urmări. Mi se pare normal că așa se pare normal ca din 100%, 95% acolo să intre și învățământul și... Știu, știu. Da, măi dăm afară din profesor, probabil. Dar eu n-am zis nimic de învățământul dumneavoastră. Păi nu-s banii ăștia, îs cu totul. Dar, vă rog, nu vă explic eu. Ne-a să vă explic cu doamna contabilă. Doamna, puteți să explicați de palcat, dacă eventual. Dacă este nevoie să reiau pe fiecare capitol în parte, dacă scazi învățământul, o să vă pun eu... Au fost în materiale date la... Dacă scădem învățământul, rămâne unde scădem mai puțin. Păi bun, haideți să scădem învățământul și să vedem cât rămâne. Învățământul face parte din bugetul centralizat al comunei. Știu, cât e învățământul?
2.987,5 milioane. 29 de miliarde. Din 84 înseamnă vreo 20 ceva la sută. 30. Nu? Cât înseamnă? Aproximativ. Da, aproximativ 30%. Deci de la 30 până la 95 rămân 60% care, iarăși, revin. Sunt folosiți pentru funcționare, nu pentru investiții. Bun, asta am înțeles, ăsta e primul aspect. Aș vrea să-mi explicați de ce nu faceți niște eforturi să creștem un pic investițiile astea, să le ducem pe la 10-15%. Spuneți. Spuneți-mi de ce. Astea sunt eforturile care le-am făcut noi, Primăria Balcani. Păi e mai mic, compartimentele, deci procentajul deci, e mai mic anul trecut. Anul trecut au fost 10% de dezvoltare. S-au scăzut prețurile, taxele și impozitele la jumătate de preț, da? Nu s-au scăzut la jumătate de preț. Norma de majorare care ați propus-o exact, dumneavoastră s-a înjumătățit. Adică, deci au scăzut taxele și impozitele. Au scăzut, da? Dar procentual vorbind n-au scăzut la jumătate. Au scăzut cu 2-3%. Cum a, nu eu am scăzut, dumneavoastră, consilierii, ați aprobat așa, perfect, ați venit. Da. Bun. Cum ați propus? Și de la 2-3% scăderea taxelor, deci am ajuns la înjumătățirea procentului de investiții de la 10 la 5? Trebuia să scadă tot cu 2%, nu? Direct proporțional. Salariile au crescut. Așa. Numărul de indemnizații au crescut, de asistenți personali au crescut, numărul de ajutor social, beneficiari de ajutor social au crescut și de aici urmează sumele care le-ați văzut dumneavoastră în buget. Bun. Bugetul este făcut împreună cu toate compartimentele din, în urma referatelor. Asta am înțeles. Ați înțeles. Păi dacă de la contabilitate sau de la urbanism au venit că îi trebuie 10 topuri de hârtie. Eu am trecut 8. Nu am mai trecut 10. Deci am mai scăzut și din ele. Dar mai mult nu pot, că e bună desfășurarea a primăriei pentru comunitatea Balcani. Locală, al Comunei Balcani. Bun. Pentru asta se merge treaba bine. Da. Nu se trimite ca prin altă parte, du-te și cumpără de la poștă plicuri ca să-ți dăm nu știu ce, du-te cumpără hârtii că nu avem noi, primărie. Dar nu m-am legat de, plicuri și de hârtii. Păi nu, dar eu vreau să zic că asta... Plicurile și hârtiile v-ați dat aici că sunt vreo 130 de milioane. Păi 130 să ajunge la prețurile care le vreți. Haideți să vă spun, să vă întreb altceva. Iluminatul public? De toate intră, da. Cu toate cheltuielile din... Poștă, telecomunicații, radio, TV și internet, de exemplu. Vi se pare normal ca într-o primărie să cheltuie pe an 900 cumulat? 920 de milioane pe telefoane? 900, nu știu că se cheltuie. Din care doar primăria, 520 de milioane, cheltuie pe radio, așa scrie aici. Poștă, telecomunicații, radio, TV și internet. 520 de milioane doar primăria, restul sunt la școli. Da. Mi se pare normal? Avem camere la vedere. Așa. Avem un proiector cu camere la vedere. Prin Rom Telecom. Ei au făcut. Bun. Vreau că și aia. Nu știu exact suma. Eu doamna contabil. Poate... Federos nu știu, domn primar. Este vorba de contractul care s-a încheiat în 2016. Da. De asta pentru ajung de asta. Pentru sistemul mai de supraveghere de radio este câte la camere avem comunei? 10 camere. 10 camere? Da. Și costă 500 și ceva de milioane. Cu tot cu telefoane, cu internet. Cu... Câte abonamente are primul? 30 par. 30 de abonamente. De telefon de cartiere, da. Dar nu se poate fi... Da, internetul. Dar pentru ce sunt necesare 30? Fiecare angajat al primăriei are telefon. De ce? Fiindcă trebuie să vorbim, îți duce la oraș, dă telefon. Noi trăim în 2017, exact, nu suntem în 1907 la răscoala de la Bogulna. Păi de asta. Oricine are un telefon. Domnul Ungureanu, aveți telefon? Aveți. Domnul Sofronie, aveți telefon? Aveți. Domnul, aveți telefon? Toată lumea are un telefon și personal. Și să în folosul serviciului. Pentru că minutele sunt gratis și abonamentele astea sunt banii rosiți din taxele bătrânilor care vin și plătesc la Primăria Balcan și dumneavoastră îi rosiți aiurea. Veniți cu alt amendament, domnul. Dacă ne-a să veniți cu propuneri la buget, nu mai discutăm cu... Păi nu trebuie, mai puneți trebuie discutat. Nu vă mai răspunde acum. Păi de ce să nu răspundeți? 30 de abonamente? Mă întrebați niște cifre care nu pot să le știe primarul, cifrele din bugetul local.
Bun, bun. Haideți să vă întreb altceva. De falcate acolo vi le-ați dat cu 5 zile înainte. Le-ați verificat? Ați venit la doamna contabilă? Voi explica doamna contabilă? Păi mi-ai explicat, dar n-aș putut să spună câte abonamente. Păi dacă n-ați... Păi cum să nu știi? Doamne, știi toată lumea care câte abonamente. Nu, eu zic că nu știi. Da, veniți cu propuneri, veniți... Păi de... propunerea asta e, să tăie, da, să tăie sau nu luați abonamente. Tăiem din ele, dacă se aprobă, tăiem din telefonii, tăiem din... Păi nu vi se pare normal să... Tăiem din ele. Am înțeles, doamne, și tot repetăm. Am și creștere mai propunere. Departe. Și da. Trec mai departe. Bun. Iorma, avem, aici văd că vreți să achiziționați un Xerox. Da. Mi-a explicat doamna contabilă că aveți o ofertă făcută la vreo 15.000 de lei, aia înseamnă 150 milioane vechi. Pot să vă spun că avem tangență cu domeniul ăsta. Nu știu ce Xerox poate fi ăsta la 150 de milioane. Sunt Xerox. Orice ar fi, maxim 2000 de euro costă cele mai performante. Aia înseamnă până într-o 100 de milioane. Nu știu ce fel de... Deci în niciun caz nu putem achiziționa un Xerox care să fie 150 de milioane. Orice ar face el. Nu știu la cine e ofertă, bro, dar nu neapărat să luăm, avem o ofertă și am să spun prețul ăla. Deci prețurile care vedeți noi acolo nu neapărat că trebuie cheltuite. Am înțeles. Probabil este mai mult de ofertă, da, sunt cea mai ieftină. Tocmai de aia v-am pus în vedere, da, că prețul este astronomic. Ofertă, e exact ca autostrăzi. Deci toată lumea toarnă cu 8 milioane de euro kilometru, în România se toarnă cu 30 milioane de euro kilometru. Așa e și Xeroxul ăsta. Mi-am pus un preț la Xerox. E posibil să luăm două. Dacă îi sunt bani, luăm două din, păi, din astea. Nu știu dacă e necesar. E necesar. Când vin dosarele pentru ajutor de lemn, ați văzut cum stau. La 2000 de euro vă face 30.000 de copii pe oră. Aveți mai multe de făcut? Și funcționează o lună, două. Nu, funcționează garanție 2 ani de zile, domnul viceprimar. Care l-am avut. Nu are peste 8 ani. De bine. Da? De bine. Deci eu vorbesc de Xerox-uri performante și noi. Am avut și din astea și la 1000 de euro și știu că mi-a ținut. Da, bine, nu doar asta e. Bun. Pe urmă. Nu l-am cumpărat, deci am prins în buget. N-am cumpărat. Revin asumându-mi din nou riscul de a deranja foarte multă lume. Foarte simplu se poate ridica procentajul ăsta de, 5, de la 5 la 9-10% prin două proiecte simple. Desființarea capitolului ăsta 71. Și capitolul ăsta? Poliție locală, care cheltuie 61, pardon, care cheltuie 2 miliarde jumătate pe an și cu postul de administrator public care cheltuie încă vreo jumătate de miliard și ați făcut frumos 3 miliarde dintr-un foc. Pentru comună. Bineînțeles, că de-aia ne ajutăm. Din cei... peste 1000 și ceva de oameni care au votat împotriva dumneavoastră, să știți că toți așteaptă desființarea poliției locale și a postului de administrator. Posibil, nu am mai mult, nu mai asta. Bun. Pe urmă, dacă trecem, de exemplu, mai avem aici subliniat ceva, un singur capitol, la investiții. Sau discutăm la proiectul, la punctul 2. Nu, la punctul 2. La plece la punctul 9, la altă. Da, bun. Nu le amestec. Atunci o să discutăm la punctul 2. Bun. A, mă scuzați, nu sunt 900. Sunt 870 de milioane, poștă, telecomunicații, radio, TV, toate cumulate, corect? Inclusiv școala. Inclusiv școala. Da? La fel, ar cam trebui tăiat. Deci s-a aproape un miliard pe an. Pe telefon. Și pe internet. Prețul de Rom Telecom, nu? Probabil. Nu, Rom Telecomul, dacă vreți, sunăm și acum, în direct, cel mai scump abonament business, nelimitat minute, oriunde în lume, nelimitat internet, cu server, cu 20 de giga pe sunt minut. Sunt oferte pe lună ce trece. Nu. Noi am făcut un contract anul trecut pe 2 ani de sări, așa era atunci. Apoi s-au mai schimbat. Noi o să chemăm la reconicieri cu ei și la cel mai scump abonament au un preț de 1160. Am înțeles ideea și... Până la 800 de milioane, de la 10 milioane până la 800 de milioane, cale lungă tare. Renegociem. Bun, cam asta am vrut să spun eu referitor la buget. Deci dacă vreți, se poate. Faceți frumos două proiecte, da, desființați ce este inutil în comună și toată lumea e fericită. Da.
Referitor la poliția locală, că tot vine la voi, domnule. Da. Tot spuneți că are vreun aport? Are foarte mare aport. Explicați. Deci cu lemnele pentru școli în jur de un miliard și ceva, două miliarde, ei le-au adus. Ei au făcut în 20 noapte. Au pe lună în jur de 200 de anchete, poate 100, poate 50, se duc și la Schid și la Balcan în toate satele. Ei se duc, poliția locală. Anchete pentru ce? Anchete. Problemele comune. Problemele comune, nu pot să spun câte, sunt zeci de anchete la unul. Și cei de la social ce mai fac dacă se duc la poliția locală? Angajații de pe social. Păi se duc și ei împreună. Păi câți duc? 2, 3, 4 la închetă se duc. La teren se duc în urbanism, comisii, nu pot să... Comisii primari. Da, dar ați avut cu poliția de când ați intrat. Și doctorul trebuie să faci parte din comisii la cei din social. Da. Foarte bine. Mie mi se par bani cheltuiți aiurea. Așa, am uitat un aspect. Era mașina... stați puțin că aia chiar e important. Aveți ca și cheltuieli de întreținere, dar nu mai văd aici. Dar mi-aduc aminte din cap, cu toate, am ținut minte perfect, pot să jur. 45 de milioane reparații pe an pentru mașinile poliției locale și pompieri. Și piese auto. Așa, piese auto. 45 de milioane pe an. Păi mașina poliției locale e nu. 4.500 de lei, nu? Da, 45 de milioane pe an. Ca să înțeleagă lumea, eu de-aia zic. Da, da. Mașina care o folosește... ISU. Așa, ISU, nu face mașina 45 de milioane. Păi dar nu-i pentru mașina aia 45 de milioane. Păi sunt pentru, pentru aia, da. Așa. Și vi se pare normal piese de întreținere, piese de schimb, nu de întreținere, 45 de milioane pe an? Păi sunt, se mai strică la mașină. De 45 de milioane? Dacă, 45 de milioane, dacă ai luat 4 cauciucuri la o mașină și 4 la vreo... Spre nefericirea dumneavoastră, eu sunt mecanic, cum a zis doamna secretară, care lipsește. 45 de milioane cumperi mașina aia de două. Acolo intră asigurări. Asigurarea e 3 milioane și ceva pe an. Nu știu câte asigurări. Dar nu, stai puțin. Cum adică intră asigurări? Noi vorbim, scrie piese de schimb. Asigurarea nu e piesă de schimb. Așa e capitolul, da, Maria? Tot ce ține de întreținerea mașinilor. Da. Piese de schimb și reparație auto și întreținerea toate plătesc acolo. Așa se cheamă. Așa e capitolul ăla, nu am făcut noi. Nu există aliniat separat pentru robinetă, pentru ITP, pentru asigurarea auto. E puțin 45 de milioane. E puțin, așa. Bun. Mi-a mai adus aminte ceva. Spuneați, am trecut, am mai tăiat, dacă vă uitați. Spuneați că Primăria Balcan nu are datorii. Și recent, de fiecare dată când a fost discuția, ați spus sus și tare că noi nu avem datorii. Primăria nu are datorii. Primăria nu are credit. Asfaltul de la Frumoasa s-a făcut din bani existenți. De ce plătim la dobânzi 35 de milioane și la credite? Cât e? 35 de milioane dobânzi și creditul 140 și ceva de milioane. S-au banca și v-am explicat. Nu, spuneți mai tare. Filmați-l un pic. S-au împrumutat bani pentru ce? Pentru asfaltul. Când, da, partea noastră, cofinanțare. Exact. N-ați avut bani de cofinanțare. Păi nu era. Bun. Și la sfârșitul anului, cât o rămas? Un miliard, Mariana i-a dat înapoi la bancă. La sfârșitul anului. Păi mai avem 37 rate de achitată din... Deci noi mai avem de plătit. Da. Noi mai avem de plătit 2017 plus 2018. Deci când împrumuți bani la bancă, eu am împrumutat și știu. Care are bani nu s-au împrumutat. Îți face un grafic, da? Nu putem să dăm bani, dar noi banii ăștia îi putem la datorii. Dacă noi, în sfârșitul anului, trebuia să dăm la BAG un miliard, dar noi în cont aveam 4 miliarde la noi. Atunci, nu putem să dăm bani la BAG și termina. De ce ați mințit? Ce am mințit? Că nu aveți datorii, ca păi primărie, ca instituție. Dar asta e ce? Păi, ce crezi datoria? Dacă noi avem un miliard de dat la un om, dar avem 4 miliarde datorii, dăm bani și mai rămâne cu 3 miliarde. Domnul meu, noi plătim dobândă pe credit. Așa este legea în România, la împrumuturile astea la bănci. Și de ce ați făcut împrumutul ăsta? Pentru că n-ați avut bani. Ați avut sau n-ați avut bani? Normal că nu s-au avut bani la început, când am început drumul. Păi bun, și de ce ați mințit? N-am mințit, domnule, n-am mințit. Păi dacă urmă bani din bancă, nu înseamnă că nu. Păi eu spus că n-are datoria, n-are primăria datorii. Că nu are niciun credit. Datorie, n-are datorie pe un contract care nu l-a făcut. Auzi, pe o lucrare care nu ți-a terminat. Domnul Bacu. Lucrare, te bea bani. Datoria vine și la... În ce an s-a făcut împrumutul ăsta? În 2014. 2014. Când v-am întrebat eu? În 2016, domnule. Da. Trecuse doi ani. Deja știați că plătiți, știați că aveți dobândă, știați că aveți credit. De ce ați mințit? Fiindcă n-am mințit, fiindcă nu aveam.
Datorii că aveam bani în bani. Dacă tu ai într-un buzunar... Doamne ferește! Bun, lăsați-l! Banca nu a primit ratele în avans. Da, așa îți face, scoate, da. Important să te-a primit sau n-a primit ratele. Îi place ca să... Eu l-am întrebat, are primăria datorii? Nu-i datorii. Nu-i datorie, nu. Da. Scrie negru pe alb aici că plătim și dobândă la credit și nu-i datorie. Și la drumuri de astea, la proiectul ăsta mare de asfaltare, să știți că trebuie să împrumutăm bani în bancă. Bineînțeles. Bineînțeles. Și exact aceeași treabă. Dar de ce trebuie să împrumutăm bani? Fică nu sunt bani. Nu, pentru că nu desfințați poliția, nu desfințați administratorul, cheltuiți 800-900 de milioane pe telefoane, pentru că irosiți banii oamenilor, pentru a vă asigura voturile și trai neneacă de zeci de ani. Că așa s-a procedat. Mulțumiți exact strictul necesar pentru a câștiga pentru alegerile și a manipula oamenii și de-aia nu-s bani. Pentru că dacă s-ar face lucrurile în interesul omului, bani. Știu că sunt bani. Sunt bani, domnule, că nu-s bani în lumea voastră. Păi nu-s bani, sunt banii noștri, banii noștri, atâtul. Nu, da. Sunt banii oamenilor care plătesc. Ai mei, care plătesc, poate, nu i-am spus când ați plătit, dar eu mi-am plătit destul de dată, încă prea multe. Nu domnul, ați semnat domnul Bani? Da, la buget atât. Da, domnul Gânda, la noastră. Am ascultat ce a spus colegul meu, cam l-a atins aproape toate, detaliat. Eu aș vrea să completez. În decembrie, la sfârșit de an, a intrat în bugetul local suma de 410.000 de lei pe care s-a făcut report pe bugetul ăsta, da? Dacă nu erau banii ăștia, 410.000 de lei veniți de la buget sau cine o dat? De la Ministerul de Bugetul local. Deci dacă nu erau, numai bine ieșeam cu bugetul pe 2017, 100% intra în funcționare. Eu nu mă apuc, că v-am spus, domnul Barna le-o cam prezentat. Da, foarte bine, asta am pierdut din vedere. Foarte și dumneavoastră, domn primar, știți sigur și știm cu toți că se poate face o economie. Că doar de asta ne alege lumea, să facem economie. Eu nu vin să dau exemplu de unde putem să facem economie. Eu acasă, de exemplu, dacă vreau să fac un gard, fac economie. Rup de aici, rup de acolo, rup de încolo și fac economie. Având în vedere că am fost foarte nemulțumit cu suma de 10% care a fost bugetul pe anul trecut, deci vă spun foarte nemulțumit. Când am văzut bugetul pe anul ăsta că e de 5%, am fost și mai nemulțumit. După calculele care le-am avut, se poate face o economie, să intre în dezvoltare foarte frumos, 20%, după calculele se poate face. Eu nu zic că 20%, ca să intrăm așa de mult în secțiunea de funcționare. Eu zic să mergem anul ăsta cu cel puțin să facem economie. Dacă acum un an a fost o economie și s-a alocat 10% la dezvoltare, anul ăsta măcar 11%. Da, se poate duce în 20%. Știu, se poate face drumul modernizat la lucrări noi. E vorba de 280.000 de lei, drumul care vreți să-l faceți la Frumoasa. E nu numai drumul ăla. Vin făcute foarte multe drumuri. Dar eu vă întreb acum, pentru Valea Ludașului, nu vorbesc de Schid, că-s din Schid, dar acum vorbesc pentru Valea Ludașului. Acolo e Valea Plângerii. S-a făcut un proiect până acum? Oamenii ăia au nevoie de drum? Au nevoie. Ați repetat, îmi dați voi, că îi uităm, dacă îi spun el. Nu, acum dați-mi, vă dați răspunsul la asta. Dacă este, nu-i nicio problemă. Dați-mi un răspuns aici. Hei, la Pivarea Ludașului, repetați la fiecare ședință, chiar mă uitam la colegii mei că început să-ți le dea lacrimile cât doar inima de Pivarea Ludașului, de copii și de babi care trec cu fără cizme. În banii ăștia la drumuri, îi prind și Valea Ludașului, îi prind și Schietul, îi prind și Frumoasa și Balcaniu. Deci am lucrări prinse în toate zonele astea. Pe mine primar nu m-a ales numai Căsoasa sau numai Schietul, toată comuna, da? Și am împărțit banii și m-am gândit eu. Ceva mai important a fost și taxele și impozite. Pe Valea Ludașului să luăm banii de pe Schid și să facem diguri cum vrei din beton, nu se poate acolo. Nu se poate. Continuăm cu lucrările care le-am început. Și eu zic că sunt lucrări destul de bune. Eu am vorbit cu oamenii pe Valea Ludașului. Am fost și vineri, am fost și joi, prin zonă pe acolo, cu domnul Vici, cu domnul Costel. Am vorbit cu oamenii, sunt mulțumiți. Ca peste tot, nu toată lumea.
la unde a venit apa, i-a luat până lângă casă. Nu pot să-i fac în curtea lui. Da, m-am gândit, am găsit soluția prin care să-l ajutăm și pe el. Punțele le-am rezolvat și pe ele, altul unii trece copiii la școală. Asta e situația acolo, dacă apa e pe mijloc și la 2 metri casa. Eu a fost bine pe timpul lui Ceaușescu, că s-au îngrămădit toți acolo, că nu vine poliția, nu vine jandarmeria, nu vine nu știu cine doctor, nu vine pe zona aia, putem lua lemne, putem lua fără probleme. Acum exact ca nu are, numai că acolo s-a turnat asfaltul. Păi pe situație toarnă, deci este prins... Că... Nu, domnul Barda, nu, în Olare. Nu știu cum să vă zic, dar arată mai rău Olare. Nu cred, dar dacă treceți prea vorba. Voi să duc idei, ca idei, dați până la capăt, ideea și nu pasă. Da. Deci este, sunt prinse lucrări importante, din banii ăștia. O să mai râd, v-am zis că banii nu neapărat dacă am prins 4 miliarde sau dacă la cheltuielile sunt 4-5 milioane, obligatoriu trebuie să cheltuim banii aia la rectificare în unii de buget. Nu așa am făcut în fiecare an, ce bani mai, la sfârșit de an ce bani mai rămas. Luăm din partea ISU sau din partea poliției sau din partea, punem la drumuri. De ce am ieșit așa bine cu banii anul trecut? Am știut să-i economisim, da. Nu? Da. Păi tocmai vreau să spun asta, de rândul trecut am întrebat. Dacă e prins în proiect, e foarte bine. Dar era vorba de aici de 280.000 de lei. Nu se putea face și pentru drumul ăsta un proiect să vină bani tot așa. Să nu mai aruncăm noi cu banii din fondurile locale pentru drumul ăsta. Nu e încadrat. Dar deci, eu întreb. S-a durat. Am vorbit în decembrie. Se putea face proiect, nu ne încadram până pe 6 iunie, mai că e ziua asta. Am vorbit aici în ședință cu toții și am căzut de comun acord, da? Nu putem spune când am vorbit. Se putea să-l prindim în proiectul ăsta mare. Se putea proiectul prinde. Mare, da. Da. Nu ne încadram până pe 6 mai. Am renunțat la proiectul ăsta și am pus în continuare asfaltările care unii au rămas din proiectul trecut, plus care le știți dumneavoastră. Deci nu era altă soluție ca să urgentăm. Că durează să avieze. Pentru că eu aici 280.000 de lei vroiam să-i băgăm în niște lucrări care nu sunt prinse în proiect. De exemplu, capetele de pod. Sau sprinse, domnul, uitați-a mă, și poduri, pe drumul, pe DC186 aveți iar din nou proiect, pe drumul care s-a turnat asfalt, aveți proiect? Drumul care s-a turnat la schid, mai aveți proiect? Dar nu poți prinde proiectul până nu... Păi mai faceți o rugă lucrare pe drumul ăsta? Da, podurile și podiețele... Numai un pic, vă explică doamna contabilă. Se face mare... Deci, trebuie să faceți distinția între secțiunea de funcționare și cea de dezvoltare. Că este foarte mică cea de dezvoltare. Acolo sunt prinse obiective de investiții. Asta înseamnă secțiune de dezvoltare. Adică obiectiv de investiții care necesită autorizație de construcție, deviz, toate celelalte... Deci ceva nou, ceva ce nu a mai fost până atunci. Toate lucrurile de care dumneavoastră vorbiți, că nu sunt la dezvoltare și nu se fac, ele de fapt sunt lucrări de reparații și de întreținere. Deci ele se regăsesc în secțiunea de funcționare. Secțiunea de funcționare nu înseamnă că sunt bani aruncați și că nu se face nimic cu ei. Iluminat, salubritate, învățământ, cultură, toate sunt pe secțiunea de funcționare. Deci ele nu înseamnă că sunt bani aruncați. Secțiunea de dezvoltare, v-am zis, sunt doar obiective noi de investiții. Având în vedere că noi am depus cele 4 proiecte sau 5 la PNDL, care acoperă cea mai mare parte a asfaltării drumurilor și toate celelalte lucruri importante, dacă aveți un obiectiv nou de investiții la care vă referiți anume, luăm bani de la funcționare și le punem la dezvoltare pentru acel strict acel obiectiv de investiții la care nu v-ați referit până acum. Da, nu, domnul Gângar o generalizat gândiți-vă la poduri și la podiețe. Care astea sunt lucruri. Ele există, trebuie reparate, deci ele sunt la reparate, prinse pe secțiunea de funcționare. Explic... Podurile care sunt rupte. Exact. Da. De la schimb, care dacă să nu credem acum, să nu mă iarți după aia. Iar după aia, la proiectele astea care vin. La după aia să zic chiar că am mințit. Acum să nu credem că toate, anul ăsta prindem toate podurile, toate drumurile, toate... Nu, în timp. Dar o să mă apuc de podurile alea care sunt mai urgent, care necesită urgent pentru așa ceva, mă apuc de ele. Chiar le-am trecut aici la îndiguiri. Unii urgent. Îndiguim și pe alea. Poate nu neapărat cu ăsta, cu beton. Poate punem gabioane. Unii necesari, gândi proiectat, spune ce merge, gabioane. Nu neapărat să... Deci se fac toate, da? Sau mai ales acolo unde sunt mai multe familii decât una singură. Deci dăm precedență exact acolo unde credem oportun că, într-adevăr, necesită urgență. Deci,
banii ăștia, 130.000 de lei care a spus pentru tractorașul ăsta și foarte bun, că trebuie, că am văzut că iarna n-avem cu ce să... Da, uitați la tractor, când l-am găsit. Pe internet a fost, 23.000 de euro, acum intră și remorcă, intră și sărăriță, intră și plug, și tractor, da? Nu m-a crezut nimeni că la prețul ăsta se poate găsi așa se ceva. Găsește, se găsește. Da, noi. Eu aș am făcut ridic, o economie. Eu aș ridica cu o propunere ca doamna contabilă, că dânsa e expert în calculări, deci nu pot să-i dăm noi detalii din USA, să facem așa fel, nu cred că dumneavoastră sunteți contra, să reduceți din cheltuieli și să mai dați la dezvoltare și să fie măcar minim 10%. Pe care obiective? Pe care știți dumneavoastră că sunt cheltuieli nejustificate. Nu trebuie să le vi le spunem. Pe care obiective la secțiunea de dezvoltare? Pe ce obiective? Că aveți obiective. Ce anume să prindem în secțiunea de dezvoltare? Care să vă dau eu o idee? 3 fântâni din mare adâncime în fiecare sat. Noi sau reparate? Noi. Nu, puțuri din mare adâncime pentru secetele, că în fiecare an e 3-4 luni pe an, din iunie până în octombrie secetă. Și sunt fântâni care seacă și nu este apă deloc. Și în fiecare sat, măcar 2 puțuri de alea din mare adâncime, de 40-50 de secetă. Cum? Doua. Păi din mare adâncime faci puțuri, deci nu fântânul. Deci asta măcar... Hai, nu două, dar măcar una, fiecare sat, o să fie foarte greu de apă. Foarte, foarte greu. Și anul ăsta se anunță 4 luni de secetă. Și asta e capitolul, nu? Șanțurile au fost. Una secetă, dar marele astea cu mult detergent. Modificăm la transporturi, luăm de unii scheltuieli nejustificate și băgăm în transporturi, în izdrumuri. Avem câte? 4 miliarde și ceva, 3 plus sau câte băgate acolo. Luăm și mărim la reparații, fondul la reparații și atunci rămâne același buget, dar cu la reparații să fie la transport mai mult. Trebuie să specificați de unde luăm ca să știu unde punem. Păi domnul Bar n-au făcut precizarea că de unde s-ar putea lua. Acum dumneavoastră știți mai bine, dacă se poate știu unde nu se poate. Nu se poate desfința un post din primărie cum vrem noi. Dăm judecată, ați văzut primăriile care au desfințat postul? Dar nu dăm din primărie postul pe nimeni afară. Cum? Dar ce umblăm, umblăm la telefoane, umblăm la motorină, umblăm, unii luăm de la fiecare, unii cheltuiesc. La rectificarea din iunie, până acum... Deci acolo umblăm. Nu putem umbla acum până nu negociem contractul, nu? Cu telefonul. Putem acum umbla la în iunie, la... Când se expiră. Când se expiră, umblăm, dar nu, chem eu de la rompere cor și dezolvăm. Domn primar, eu știu așa, o familie. Eu când mă duc la cineva sau cineva când vine la mine, înainte de a intra în casă, să uit în jurul căsă. Așa și cetățenii care au votat în Comuna Balcani, în momentul când circulă pe drum, vrea să aibă un podeț ca lumea, un drum ca lumea, să fie... O să aibă, domnul Cristian, o să aibă. Păi asta vreau eu. Dar dacă noi cheltuim banii... Eu dar nu cheltuim, dar o să aibă și astea. O să le aibă, avem proiectul... Nu trebuie, exact. Sunt lucruri unde se poate face economii. Și nu facem economii din salarii. Mă doare capul să desfințeze poliția locală și postul de administrator. Mă doare capul că se cheltuie mulți bani. Da. Dar restul la drumul ăsta se fac. Se cheltuie 3 miliarde pe an, inutil. Da, dacă mai... Asta e la domnul Dăzea. Domnul, vă rog mai scurt, când prind dumneavoastră. Aici, nu știu, la proiectul ăsta de hotărâri pentru drumul sătesc, strada parcului. E o eroare de transcriere sau am înțeles că e 0,289 km? Doamna contabilă, dumneavoastră mă adresez. 300 de metri. Atunci întrebarea mea este că dumneavoastră, domnul primar, ați prevăzut și asfaltarea ulții bisericii, parcă? Da, și cealaltă. Punctul 2, nu? Nu. E la 1. E la 9 investiții, bun. Da. Eu am înțeles investiții. Cum puteți repara dacă nu este prins aici? Dar nu, ăsta e vorba numai de drumul ăla. Așa. Drumurile astea la Balcani, e proiectul mare. Ăla e din Paranavelea. Este la PNDL. Ăla e separat. Iar aici, la punctul ăsta, la drumul ăsta, erau 380 de metri. De la Carol
să-i spun, din pădurarul încolo, extravilar. Și nu s-au putut. De asta am mai tăiat și au venit cu... Da, 289. Da, 289. Până acolo s-au încadrat. Și... Eu am vrut să mă duc până la podul ăla de... Din, nu, din beton. Din pod de beton. Și extravilan drumul. Casele sunt în intravilan drumul. Da. Au venit foarte bună propunere din partea colegului meu, doamna Chiram, cu problema de secetă la apă. Da, pe timpul părerea mea trebuie făcut în felul următor. Acum poate are altul mai bună idee ca mine, deși nu am nimic cu potrivă. Trebuie identificat zonele unde se iacă mai repede fântânile și făcute chiar niște puțe de mare adâncime pentru că avem probleme cu secetă. Până la proiectul, când se dă drumul la proiectul ăla, și sper că se dă drumul odată pentru proiectul ăla de canalizare și apă pentru toată comuna. Eu am prins reparații fântâni, că este una în gura Căsoasei, o vine cineva că trebuie neapărat una la Măzăreanu, una fântâni reparații, dar... Alea intră fântânile la spații verzi, nu? Da, 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 sunt bani la spații verzi, o idee bună, să ne... Canalizare și cu apa asta când o să... Astăzi au venit la, pentru studii, eu am dat boldă, au luat, s-a apucă de... Dar normal din 2018, nu? Da, trebuia din 2017, am auzit că 2020 s-a apucă de la... Trebuia din 2016. Da. Să știți că sunt de acord cu mare majoritate a consiliilor care au cuvântul până acum, să încercăm să vine să poate să facem un pic de reducere și să dăm ceva în plus la rezultare. Atât am avut de spus. Scuze. Dacă vorbea să las intervină. Nu mă urea cât, dacă da, așa. Aici la buget avem vouchere de vacanță. Lămuriți-mă, o leacă, ce înseamnă doamna Cantare? Legea salarizării, care s-a modificat prin ordonanța nouă, parcă ultima modificare, prevede posibilitatea ca de la 1 iulie 2017 tot personalul plătit din fonduri publice să poată beneficia de un voucher de vacanță în valoare de un salariu minim pe economie, parcă. Noi am prevăzut în buget, începând cu trimestrul 3, cât salariat suntem, câte un voucher de vacanță. Dacă legea va intra în vigoare așa cum este în forma asta, la probabil școli, la administrație, școala, nu știu ce a făcut. Dar nu se prevăzut. Legea zice tot personalul public. Dar nu-i prevăzut în buget. Doamna Contar, trebuie prevăzut în buget. Dar nu-i prevăzut, nu băgați deja. A spus corect. Dă posibilitatea, nu obligabilitate. Deci nu obligabilitate. Legea, au dreptul aici? Legea salarizării se aplică. Corect. Deci, ia... Și mai am cheltuieli salariale în natură, ce înseamnă? Le dăm... Asta înseamnă. A, vouchere natură? Și nu, da. Norma de hrană. La nu, vouchere de vacanță e un capitol. E aliniat de desubt. Noi. Ba da. Da? Ba da. E 10.02. 10.02, nu știu cât... 206 și 202. Da. Da? Deci normele de hrană și vacanțele. Da. E de falcarea pe aliniat acolo. Sigur, dacă legea legii trebuie să o aplice. Nu, nu, dacă e normal, dacă e... Nu, e lege, promisiunile Știrbului. Am mai văzut, am văzut și la televizor treaba asta. Alu Dragnea. Promisiuni deocamdată, nu-i legi. Au fost foarte multe... Dragnea au fost cu frumea. Mai vrea cineva să intervină? Da, dacă nu mai vrea nimeni să intervină. Supunem spre aprobare primul punct al ordinei de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local și al comunei și a listei de investiții pe anul 2017. Cine este pe? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cine? 9 cu domnul vice. Se abține cineva? Împotrivă? 1, 2, 3, 4. Deci trecem la punctul numărul 2 al ordinii de zi, din prima dată. Proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici privind obiectivul modernizare drum Sătie, strada Parcul, satul Pasă, cum așa am discutat. Mm-hmm. Moment și domnul Costel, dacă aveți întrebări, da, eu am trimis materialul. Da. Eu vreau să spun ceva. Da, spune-te domnul Pasă. Da. Doamna Mariana Tică și domnul Gânga, care o să vă și Gânga. Da, referitor la proiectul ăsta cu modernizare drum Sătie, strada Parcului, foarte ok, am vorbit din toamnă să se facă, că evenimentul ăla la Frumoasa, revin la aceeași problemă. Toată lumea asta toarnă asfalt cu 8 milioane de euro kilometru, în România e 35. Același lucru și aici. Eu nu înțeleg de ce
a scos de acord cu un proiect de 2 miliarde 800 pentru 300 de metri de liniar de drum. Deci dacă îl turnăm, ce v-am spus și personal, spun și în fața camerei ca să înțeleagă toată lumea. Deci am sunat și la Rostrans și la Comat Bacău pentru a lua prețuri cu tot cu TVA și fără TVA mi-au dat per metru cub de beton rutier. În România n-a turnat nimeni mai mult de 3,5 din ce mi-au spus ei. BCR 3,5, în norma betonului respectiv, care costă 227 de lei pe metru cub. Cel mai rezistent beton e BCR 5, care e 246, aia înseamnă 300 de lei pe metru cub. Noi avem necesar acolo pe distanța și pe o lățime de 4 metri jumate, am socotit vreo 200 de metri cub. Câtă garanție oferă pentru beton? 50 de ani BCR 5. Da. În 50 de ani Rostrans nu mai există. Eu vă spun, deci astea sunt normele tehnice. Deci, dacă faceți o socoteală, cu tot cu transport și cu TVA, ies 570 de milioane. Până la 2 miliarde 800 e iarăși ca la telefon. De la 1200 cât e cel mai mare abonament la Telecom până la 900 de milioane, e aceeași distanță și aici. Nu știu... Dar la rezistență e tot la fel. Domnul meu, nu înțelegeți că e BCR 5, e cel mai rezistent ce am calculat eu aici. Dar beton ați calculat. Dar beton. Nu lucrăm la beton. Eu vorbesc de beton. Cu tot cu transport. Care la preț ce ați calculat nu e nici 50% din calitățile proiectului. Ce noi? Nici jumătate, ca și valoare. Deci prețul asfaltului nu e nici jumătate din prețul total al proiectului. Da, nu e nici jumătate. Da. Nu, ca și cantitate zic. Mai avem, mai avem două podeții, mai avem accese laterale, avem rigole. Deci ați socotit acolo nici avem... jumătate. Păi ce necesar de metri cubi aveți? Că socotim acum de piesă. Nu, deci nu am listele de cantități. Eu am valoarea totală. Așa. Da. Nu care... contează, în câteva zile să da. Deci, ca și cantități, nici jumătate din valoarea proiectului. Nu vorbim de 200 centimetri. La orice drum. Deci prețul betonului sau asfaltului, ca și cantitate, deci nu e nici jumătate din valoarea totală. Da, dumneavoastră nu până la lucrări. Deci, nu, asfalt, beton asfalt. E asfalt. Materialul reprezintă mai puțin de jumătate din valoarea lucrării totală. Care eu până... am înțeles asta. Sunt lucrări... Păi de asta ați venit aici... Da, Costel, hai că... Eu am înțeles că e mai puțin de jumătate, dar mai adaugi încă jumătate. Mână de lucru, mai adaugi încă jumătate. Ești la un miliard, un miliard jumate, dar nu 2 miliarde 800. Adăugați cote la stat care trebuie date. Bun, 20%, mai da, pui încă 200 de milioane. Eu... Nu, domnul meu, am ajuns în aceeași ipostază. Personal am emoții că nimeni nu o să lucreze nici măcar cu prețul ăsta. Deci prețul final la prețul care l-am pus noi, noi avem emoții că nu găsim constructor. Facem în regim propriu. Cum? Cu ce? Simplu. Avem cum? Stații de betoane? Nu! Hai, sunt de cumpărat. Dar nu vorbim serios? Sau cum adică nu vorbim serios? Punem cu oameni de la ajutor, turnăm beton în loc de asta. Care-i problema? Vine, ce faci și stoarnă betonul. Ce mare scofală trebuie să faci la un drum? Dar până la... Și așa, și așa, dacă angajăm firmă și le dăm câteva miliarde, vor face în bătaie de joc cum s-a turnat peste tot. A trecut cu autogredul, a venit s-o tuflit asfaltul fără nicio pregătire direct în noroi și la revedere, tătică. Nu la noi, nu la noi în comun. Ba da, așa s-a făcut și la noi. Deci prețurile la... Este enorm. Pentru 300 de metri de drum este enorm. Nu s-a făcut niciun terasament. S-a făcut niciun terasament. Cum adică n-a fost în teren? A fost cu dumneavoastră. Ce, cu trecut autogredul și-o nivelat Petroaile? Ai lucrare de terasare? Atunci, da. Acum am avut probleme. Eu ai făcut asfaltul cum în 2 ani acum. Nu-i nicio... Da, o grămadă de lucrări până la beton. Ce lucrări? Nu s-a făcut nimic. O trecut cu autogredul de 2 ori. Asta e treaba noastră, dar noi avem... În 2000, când au pus primul asfalt, cum zisez... Dar și ăsta care s-a turnat acum, ce s-a pregătit? S-a lucrat acolo. Nu s-au făcut șanțuri, nu s-au făcut... La Frățănii, eu am fost
frânțănii, făcut foarte toate, fain. Toate s-au făcut, toate jertfe de șantier, comisii care nu-i l-am luat. Lăsați frânțănii, eu vorbesc pe schid. Pe schid doar, pe bicom, am creat pe schid, ce să faci? Și șanțuri s-au făcut pe schid. Păi nu a fost nevoie de șanțuri pe bicom, că unii să fie șanțe. Una pe partea apa și pe dreapta. Pe partea stânga sau pe cum vrei așa, pe stânga e apa și pe partea asta... Și cum s-au făcut terasarea cu balastru? Care în spală ploaie. Nu există. Nu există. Au venit ei cu balastrul lor. Cu... Dar, cu... dar sunt poze, sunt filmări, sunt făcute. Nu merge așa. Am avut reclamă. Pentru hârțoage. Ca nu, să corespundă... Păi dacă vrei de dacă hârțoage. Dar nu începem asta adevărul. Uitați-vă, suntem negru pe alb. Ați spus că eu acuz, nu acuz. Asta e dovada. Așa se fură banii. Posibil. Cu acte. Asta ați făcut ca vice, 16 ani, asta faceți și ca primar acum. 2.800.000 pentru 300 de metri. Dar ce? Eu am pus prețul la ăsta dacă ăștia sunt. Nu, dar sunteți de acord cu el. Păi suntem de acord, da? Că ăsta-i prețul. Păi noi nu, suntem de acord pentru că așa merg treburile, nu? Și banii da, se împart. Da, una se plătește pe materiale și restul se împart. Atâția bani să ai. 300 de metri de asfalt, mă scuzați că intervin. Liniar, 300 liniar, iar da. Ca și pătrat, sunt mult mai mult. Nu, liniar, la kilometru, da. Vorbesc în lungime. Un kilometru cât sunt metri are? Un milimetru. Dacă faci 15 metri de acolo, până acum, dacă era 8 milioane de euro kilometru de autostradă. Nu, 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 8 milioane în Germania. La noi e 35 de milioane. Da, vorbim de autostradă. Nu. Aici, dumneavoastră, acolo ar trebui să turnați autostradă cu banii ăștia. Nu, nu eu, după ce se dărâmă autostrada, se sparge și noi vor. Bine, să și dărâmă la 35 milioane, vă scuzați. Mai greu să facă ca asta am uitat. Domnul Barna, la următoarele lucrări turnăm beton, nu mai turnăm. Deci, eu vă dar dacă ați mers în Germania și oricine a fost pe acolo poate confirma, 90% din drumurile din Germania sunt betonate. În Olanda sunt betonate, în Belgia sunt betonate, în Irlanda sunt betonate. A fost și în una și în alta, nici niciunul beton. Nu-i niciunul? Dar unde te-ai uitat? Prin copaci? Nu, prin copaci. Domnul Barna, auziți, numai... Sunt betonate în Germania. Nu-i nimic betonat. Nu-i nimic betonat. Domnul Barna, ofi, ofi, ofi. Câte căruți ai văzut tu pe betoanele alea prin Germania, prin Olanda? Cai, 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 câte căruți ai văzut să treacă? Da. Betonul trec cu calul cu calitate calunea, nu se macină doar. Da, hai cu da. Dacă nu vorbim de beton de șapă, cine aduce 9000 de. Da, e vorba de 280 de metri, dar e foarte lat acolo. E vorba de la grădiniță. Deci o să fie cumva la prețul ăsta pentru foarte lat. Da, e lat, păi cât e ulița ce? Da, și e vorba de numai de beton la 4 metri doar. Da, dar ba nu, nu. Cât e prins în proiect cu ăsta? Pleacă de aici la 10 metri și ceva. 3 jumate, nu? 30 de metri. 30 de metri la... 30 de metri normal acolo. Și pe urmă ajunge la 4 metri jumate. De ce vezi la 4 metri jumate? 50, dacă nu sunt proiectat, nu le am cu din ăsta. Ăsta e proiectul făcut, ăștia îl fac. Bun, dacă mai vrea cineva să intervin la acest lucru. Și să spun că dacă vine ăștia și faci... Dacă nu mai este, nu vrea nimeni să intervine, trecem prea pe oval. Cine este de acord? Cu punctul numărul 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Se abține cineva? Două abține? Împotrivă? Nu ies. Atunci 11 cu sus, domnul Gherman. Știi că e fost de acord, nu? Da, da cu domnul Gherman, da. Trebuie făcut, dar e scump. E un milion kilometru. Un miliard kilometru. Revocarea HR numărul 8 din 27 privind instituirea unor restricții de circulație pe drumurile aflate în administrația Consiliului Local Balcan și stabilirea tarifelor pentru efectuarea transporturilor rutiere și depășire. E vorba de drumul de la Coman, care am venit noi cu hotărârii a Consiliului Local de restricția mașinilor mari din cauza drumului cu probleme în urma inundațiilor. Pentru asta ne trebuie avizul de la prefectura lor au refuzat proiectul de hotărâri, că nu avem avizul de la poliția rutieră. Avem aici ce atinii trebuie pentru avizul de asta, dar până atunci trebuie să o revocăm, să intre în vigoare ailaltă veche care am revocat-o, ca totuși mașinile să nu treacă pe acolo. Deci să aplică la hotărârea veche. Da. Să fac eu cum în referat în expunerea de motive, s-au omis articolul 6, dinaintea articolului 7,
din lege care spune în felul următor. În cazul producerii unui eveniment rutier ca urmare a stării tehnice necorespunzătoare a drumului public ori a lucrărilor ce se execută pe acesta, administratorul drumului public, antreprenorul sau contractantul lucrărilor răspunde, după caz administrativ, penal, contravențional, civil, în condițiile legii. Așa că votați. Ce să votezi? Păi să le dacă moare vă unul acolo, noi răspundem. De ce să răspundeți, mă? Păi, n-ați înțeles ce am citit? Păi, de restricții de a trece pe acolo. Păi trece, dacă trece, treaba lui. Acum, dumneavoastră, spuneți să revocăm. S-a abrogat asta, rămâne... Dar înainte, de când am votat-o pe asta, am revocat alt... Pe care nu era restricție. Acum, intră ăla în vigoare. Și nu era mai simplu să faceți rost de aviz? Păi când să-l facem dacă asta s-a întâmplat acum 2 săptămâni? De acum ne apucăm de... Luna următoare. Trebuie venit cu aviz. Da. Trebuie de la păi noi în cazul ăsta, dacă nu o aprobăm, nu putem face chiar nimic acolo, că nu avem nici valabil hotărârea trecută, nici asta. Ca să nu o aprobăm pe da. Dar oricum nu trec pe acolo, că am vorbit cu șoferii, știu, înțeles, semnele, da, cum, da, dar nu, colitoare, nu? Doamne, n-ați fost să vedeți și acolo, îi frică șoferului să treacă. Eu am fost astăzi și m-am... Că a zis că asfaltul e de proastă calitate, deci nu, sub asfalt e ca ora așa, trece, o trecut mașină încărcată cu butuci, dar nu va avut nimic asfaltul, deci nu mai asfalt, fără nimic de desubt, gol. Nu că e de proastă calitate. Foarte, da, la Poma, da. Mai vrea cineva să intervină? O vită apa și o bucat sub asfalt. Pune spre aprobare punctul 3, revocarea hotărârii Consiliul Local numărul 8 din 27.1.2007. Cine este pentru revocare? Mai este un proiect de hotărâri, Mariana. Da, acum, proiect de hotărâri privind aprobarea cotizației anuale la patrimoniul Asociației GAL Urmus Montana. Știți că suntem membri la grupul de acțiuni locale Urmus Montana. Avem alocat, suntem prinși într-un proiect cu 52.000 de euro, 52.800.000 de euro, iar taxa anuală pentru GAL e de 10.000 de lei. În proiectul ăsta am prins mașina de pompieri, care tot de pe internet am luat și ăsta de la Solonț, din comuna Solonț, exact în jur de 52.000 au dat pe mașina de pompieri. Păi nu vă mai dă deputatul? Nu, să știi, să dea, că poate e posibil să fie două. Și să fie două. Am înțeles. Da. Aia e micuță, da? Avantajul noi. Avem atâta mașini de motoare. Dacă nu sunteți de acord la proiectul ăsta, discuți. Vasilica. Pun la vot. Nu, supun la vot. Supun de la vot. Cine este pentru? Da, pentru cine este pentru. Da. Să abține cineva împotrivă? Nu, da. Proiect de hotărâre privind aderarea Comunei Balcan la Asociația Comunilor din România. Doamna Mariana, te rog dacă sunt te explici. Asociația Comunilor din România este o asociație înființată prin 1997. Conform legii administrației publice locale, orașele, municipiile, comunele se pot asocia în structuri reprezentative la nivel. Noi ne-am asociat în 2014 printr-o hotărâre de Consiliu. A fost toată lumea de acord, dar probabil că s-a omis să se transmite acea hotărâre și către asociație. Între timp am tot primit tot felul de adrese de la dumnealor să ne înscriem, că nu figurăm ca fiind membri și pentru a intra cu toate drepturile în această asociație trebuia făcută o nouă hotărâre și transmisă la ei. Sunt niște avantaje ca urmare a acestei asocieri, putem face tot așa proiecte, iar unul dintre proiectele care ar putea fi mai așa este faptul că putem angaja un auditor pe care ei îl angajează la rândul lor pentru a fi folosit pentru... Să-l folosim. Da. Pe baza unei plăți, bineînțeles, dar pentru că auditul nu mai poate fi făcut sub altă formă decât ori structură în cadrul primăriei, ori în cadrul unei asociații reprezentative, este singura metodă prin care obligatoriu, conform legea auditului, ar trebui să o facem și ne-ar ajuta lucrul ăsta. Cotizația nu este foarte mare pe an, 1.100 de lei va fi și plata cotizației către această asociație. În funcție de numărul de locuitori a fost stabilită. Deci te trebuie luați la drumul, nu? Nu. Avantaj. Nu. De la plata cotizațiilor, contribuțiilor către asociație, de la administrație. 1.000, câte 1.000 de lei, aici, 1.000 acolo, 1.000 dincolo. Până astea sunt avantajele. Haideți să facem în mod...
La cotizații. Da, domnul Gânga, aveți ceva de spus? Nu. Nu. Vreau. Supunem la vot. Cine este pentru? Da, în unanimitate. Vă supun. Divers. La divers sunt scris așa. Domnul Hapte. Ia uite, în zi. Ce e pășut? Eu nu am pățit absolut nimic, dar vreau să ridic o problemă și aici intenționez să-mi cer scuze înainte de a începe față de domnul Rață și de domnul Gurean, parcă sunteți rudii cu domnul, cu fostul primar, domnul Rață. Și eu rudii. Având în vedere că eu la... Având în vedere că eu luna trecută, la ședința din luna trecută, am făcut repetiții. Nu am participat. Țin să spun din nou condoleanții familiei Ilie. Și pe tema asta aș vrea să fac câteva precizări la fostul primar Rață Vasile, care a ținut destinele comunii timp de 20 de ani. Eu, sincer, personal, mă așteptam să folosească, să-i spunem așa, o gândire mentală bolnavă și un limbaj neadecvat. Dar nu cred că trebuie să se bucure din moartea unei persoane pentru a-și atinge scopurile lui personale. Am înțeles că s-o referi chiar și la persoana mea. Sper ca bunul Dumnezeu să mă mai țină, nu știu, o zi, două, trei, 100 de ani, nu se știe cât poate să mă ține pământul ăsta. Dar nu mă așteptam la o persoană care este și cadru didactic să aibă astfel de gândiri. Ce poate să învețe pe copiii aia la școală? Mă întreb eu oare când el se bucură de moartea unui om? Ce pot eu să mă aștept eu de la, ce pot să aștept eu de la omul ăsta care 20 de ani a fost primul cetățean al comunii, ca așa se spune, nu? Primarul este primul cetățean al comunii, care poți să te aștepți la lucruri bune, că faci pentru comunitatea din care faci parte și din care a fost ales. Nu vreau să jicnesc, nu vreau să aduc, pentru că nu suntem într-o ședință publică, dar personal vă promit că eu o să stau de vorbă cu domnul Rață, să văd și punctul lui de vedere personal. Mi-a adus aminte că, o secundă, mi-a ieșit lui Valentin. Nu, eu să știți că nu fac. Mi-a ieșit lui Valentin, eu, dar nu este foarte, în 2012 eu venit cu o sacoșă, Rață, eram acolo undeva, nu se număra voturi, și a venit cu o sacoșă cu un ciolan de vițel. Și i-am zis eu, băi, zăbălosului, eu nu-i beau apă după nimeni. Când a venit, mi-a ieșit lui Valentin, dar tu, lui Valentin un os și mi-a un os. Da. Deci ăsta, cum? Dar nu a fost glumă. Nu, cum glumă? A venit? Hai, domnule, că așa a fost, nu mă contraziceți. Chiar, dar era, nu în campanie, era la numărat de voturi seara. Domnul Ungureanu, dar nu mă contraziceți, că nimeni eu, da. Deci vă rog frumos. În campanie era cu domnul Rață și când am stat de vorbă, a zis că nu vrea, Ilie, a zis că vrea osul cel mare. A, cu domnul... Deci nu știu ce au avut în campanie, așa, dar l-a numărat voturi aici. Tocmai asta... Hai să se îndecătăm treaba asta. Tocmai de asta vreau să... Nu l-a numărat să fie... Nu, dar Mia... Nu, dar Mia aici, Mia de față cu Valentin... Deci lui Valentin un ciolan, un os și Mia un os, acolo unde era... În campanie au fost o... Aia e altă treabă, da. Înseamnă că... Tocmai din asta... Asta denotă că o să mănânci osul, asta e... Tocmai din cauza asta... Nu vrem să amestecăm lupta politică. Lasă-mă, că e caracter de zero. Da? Da. Domnul Hachile, nu da nume. Dar sunteți siguri că o a spus lucrul ăsta? Da, domnul. Doamne, vă vorbim și eu zic că nu. Nu a zis, haide. Dar când o negat el și că a fost epurit și că a fost un puțet? Când ieși mă par, domnul Ungureanu, să vă mai spun altceva personal. N-ai zis. Care mi l-a spus mie în față. Domnul Barna vrea să intervină. Da, am încheiat. Ai terminat, domnul. Da, eu am terminat. Referitor la buget, am plecat în urmă. Mi se par cam... Nu, nici nu știu cum să le numesc. Abuzivi. Toate acțiunile celor care folosesc mașini din primărie. Ar trebui să folosească așa ceva. O foaie de parcurs. Care să fie depusă zilnic. Nu să mă întâlnesc eu cu mașina poliției locale, cum zicea și Valentin, duminica la Moinești. Nu știu ce putea să facă duminica la Moinești mașina poliției locale. Nu știu de ce folosiți, nu vă permiteți o mașină, aveți vă două, trei. N-aveți cu ce veni la servici? Văd mașina dumneavoastră duminica pe la Neamț.
Domnul vice l-am văzut pe la Comănești într-o sâmbătă sau o duminică. Sâmbătă, nu știu, vi se pare normal? Dacă vreți, eu mă apuc de făcut poze, ca să nu ziceți că aberez. Când vă găsesc cu orice mașină. Când am mers la Eon cu domnul Costa. Eu nu știu unde ați fost. Am văzut aia în piese, foaie de parcurs, are fiecare mașină, în fiecare zi notează. Și cine... Notați-vă și verificați și îmi spuneți dacă e adevărat. Păi nu, da, nu mi se pare normal. Mașinile ar trebui să stea parcate la primărie, la primărie vii ca la un serviciu și dacă nu vă permiteți, spuneți, domnule, măcar să știm. Prin hotărârea Consiliului Local, așa, sunt desemnate parcările pentru mașini. Unii se poate parca o mașină, da? Care? A Consiliului Local. Din ce dată și din ce an? Și eu am. Da, o să-l găsesc, cum nu știu, notează doamna Ana și... Doamna secretară, bine ar da, spus acum. Da, doamna secretară, da. Bine ar fi să fie dumneavoastră ei și nu cealaltă. Și eu m-ar lucrurile. A, v-am mai răspuns la NFP-ul, ce mai facem în postul ăla? Au refuzat, acolo am trimis din nou. Au refuzat? Da. Aveți o hârtie să-mi dați cu refuzul. Da. Când mi le prezentați mie? Costel, faceți scris și vi le dau. Când am invitat. Păi știu, dar voi invitat o dată. Am zis că nu am așteptat. Stau la salele de sus. Vine cineva în mare. În săptămâna viitoare. Adică asta că e luni. Mâine, mâine vine cu aceasta. Ai terminat? Da. La o ședință anterioară am zis să afișăm la panouri lista persoanelor cu ajutor social. La, în fiecare sat, la panourile de publicitate, persoanele care au ajutor social. Deci toate de la cap la cap am zis că... Deci care beneficiază de ajutor social? X, 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 dar toți. Și ar trebui... Chiar haideți că e primăvară și sunt care nu ies la ajutor și, și s-o grămadă discuții în sat. Îi afișăm pe toți. Deci nu. Dar eu n-am probleme că nu merg pe drum la făcut treabă. Asta e problema lor. Dar, spun, în satul Ludaș sunt 50 de persoane la ajutor social. Persoanele sunt cu tăi. Nu. Eu uiteam în lege. Nu, dar se poate... Dacă ai spus la pornirea sigură, da? Așa. Că atât am avut. Nu primarul îi face mai repede, nu primarul îi face cu toate. Dar nu primarul, nici n-am zis eu la primarul. Eu am gătit. Eu am o întrebare scurtă la domnul primar, după... Cum mi-a spus și doamna contabilă, cum a spus și dumneavoastră, deci postul de administrator există. Ar vrea să știu exact câte ori are, să știm noi consilierii și cu ce, câți bani îi plătiți. Pentru că nu are rost. Păi, dacă e administrator, să vină la muncă, să lucreze, să știm ce are de făcut. Nu l-am văzut de 8 luni. Noi trebuie să-l vedem de asta. Am întrebat pe doamna contabilă și am înțeles că are 45 de milioane pe lună salar. În jur la 45 de milioane salar. Păi, eram cu domnul Barna acolo. Deci nu e nicio problemă. Dacă există postul, să vii la treabă și să-ți facă meseria care e de făcut. Nu mai alergăm noi pe drum. Noi trebuie să ne ducem să vedem lucrurile făcute. Da, într-adevăr, o mers administratorul a făcut lucru care era defectier. Deci să alergăm noi și să știm că nu e administratorul. Da, domnule, există administratorul, plătim cu 500 de milioane pe an, nicio problemă, bani sunt. Și condica de prezență, okay. Domnul Gânga, condica de prezență ar trebui, a cerut-o doamna Chira acum mult timp, nu s-a mai prezentat, să vedem cum semnează dumnealui condica de prezență aici în situația da, în care este nu trebuie să mai ferească. Există administrator să vii la servici de dimineață ca fiecare, să-și banul, că-i dreptul dumnealui. Problema este că este angajat cu 8 ore la școală și tot cu 8 ore și la primărie. Mi se pare foarte corect să vină banul lui, lui datoria lui, noi avem datoria noastră, nu trebuie să mai fi. Dar hai să facem și chetă, mă, dacă tu nu-i ajungi, mai pune mână de la mână, mai faci medalia. Deci eu am înțeles destul de clar. Pe astea două nici eu nu le-am înțeles. Nu străcă. Nu străcă, serios dacă nu. Măi, eu pot să-i donesc, am de unde. Eu unde, da. Dar eu o scurtă întrebare. Domnul primar, ajutorul încălzirii să... Da. Cred că săptămâna care. Da? Va apăra până la buget. Știu, am înțeles. Da, pe aceea vreau să fac. Nu, mai sunt la noroa. Dar sunt mulți care nu l-au. A, deci de acum... Luna asta ne mai taie din indemnizații? Da. Și s-a terminat unii de la cota, domnul primar? Da. Luna asta e unul. La modul cel mai serios. Chiar n-am nimic, să dea Dumnezeu să trăiască 2000 de ani, să nu mai mor. Aici să stai pe mâncă soacră mea, frii? 2-3 ani. Dacă își face așa. Problema este așa, cum face omul ăsta 8 ore de servici la școală, că e contat la școală 8 ore, normă întreagă,
Și oftorii la primăria Balcani. Are program de lucru. Are, și unde e programul? Unde pot găsi programul de lucru al dumneavoastră? Este la... Uite, eu sunt consilier local și chiar am vrea să mă ocup de problema asta. Domnul primar, vă rog. Penibil. Nu, 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 deci nu, serios. Chiar penibil ați ajuns în apărarea unui om care manipulează toată comunitatea. Care a luat 70% mereu care... alegeri. Da, da, nu mai ia, dar vezi că nu mai e. Păi au luat, nu știu, dar... nu se știe. O să vedem, și eu eram o să vedem, da. O să vedem. O luat, a fost om, e salutat, e respectat de toți. Zici și așa, am mai așa. Am văzut și eu, că m-am întâlnit cu oameni. Ți-a zis că... Care mai bag undeva de unde vine. Dar și pe mine, și pe tine, pe toți mai bagă. Eu cel mai mult îl bagă. Nu știu, nu știu. Mie nu mi s-a vorbit urât despre el. Dar nu îndrăznești nimeni. Dar ce sunt așa rău, eu sunt așa periculos. Ca nu, dar știi că ați lucrat împreună, ce zice? Și e corect dacă lucrez 15 ani de zile, să-i dau piciorul. Nu, dar nici nu. Dar nu e legal. E angajat, nu e legal să-l dau afară. Păi, nu, dar nu vrea afară. Da. Poziți cineva să-l ia afară. Eu v-am explicat. Una este să dai afară. Atunci înseamnă că tu trebuie să angajezi pe altcineva. Eu v-am spus. Faceți economie spre binele oamenilor și folosiți bani în altă parte. Desființați postul și la revedere. Dacă am desființat postul, ce înseamnă? Am dat afară omul. Domnule, moare de foame? Nu știu. Păi nu posibil, are de un foame. Polițist local, posibil este... e fapt o milioane de salari. Nu vorbim de polițist local. Omul are... General, că dar v-ați referit are... la poliția locală. Are serviciu, are vechime, și-a făcut casă, bine mersi, cât a stat aici în primărie, are tot ce-i trebuie. A fost anchetat în urma reclamațiilor făcute, ilegal, pe post ilegal, nu pot să fac eu nimic. Dacă nu vreau încerca... Nu, dar ca să-i faceți un program de activitate. Are program vin, de activitate. Da? Păi asta vreau. Să vin 8 ori la serviciu, ca atât în lumea asta, da? 8 ori, da? Nu vine la primărie, vine și la primărie dimineața, vine, semnează codica, ai dau program, acum ai de la ajutor. Mi-a concediu mâine și vin și la primărie când vine el, gata. Da, nu, dar vine fiecare. Eu sunt privat, poți să-mi mă întreabă, dar ce poți, mă întreabă, azi ce e de făcut cu tare, el îți duce la școli, are îți cu lemnul, e cu curățenia școlii, cu lucrările care se mai fac și la școli. Asta e să-l da. Azi stat de la 8 până la 11, stat în școală. E duce de mâncare? Nu, a plecat el la școală. Are aprobarea de asta, da. Dar nu mă faceți greu, că e postul mare și... Te-ai împărtășit? Nu, duminică, dacă ajung sănătoasă. Dar nu se știe. Să mai roagă aici pentru mine, ce nu știe? Să mai roagă. Dar de asta mă duc la el. Ăsta e unul dintre aspectele care pe mine mă fac să-mi pară rău că am aici... Este ceva normal. Ceva normal, ca opoziția se pare rău. Dar nu e vorba de opoziție. E vorba de un om care nu ne face cinste. Bun, nu contează de ce partid este. Problema este că... La unii face, acușa, la... Acușa e 2020 și vine calare pe cai marti, el a fost securist băietul și știi cum se procedează. Și să vedeți dumneavoastră dacă ajungeți la mâna lui din nou, cam ce se poate întâmpla. Că, Doamne ferește, că ăsta a mâncat, mâncat pâine la școală și eu turnat pe el ăsta a mâncat, da? Deci dacă eu am făcut rachioa seara și am povestit la școală și el a auzit, eu sunt la poliție și turnat pe ăla. Deci el a avut dosar la... Ba da, e, nu. Hai că eu am toate... Mă depășește treaba asta. Eu pe mine nu mă depășește, că eu l-am... Păi știu, ești cătrănit în rău, dar... Dar nu-s cătrănită cât ar trebui. Eu vreau să ajung să candidez contra un bărbat în 2020. Dar ai zis că nu mă interesează. Dar am nevoie de ele ca să-mi trec. Dar chiar acum vreau să trăiesc. Nu, dar... Declarăm ședința închisă. Corect. Mulțumim.